În acest sfârșit de săptămână, pe stadionul municipal din Drobeta, Turnul Severin, s-a desfășurat un turneu de fotbal la grupa de vârste 10-11 ani. Sport Kids Drobeta este echipa care s-a remarcat și a ieșit câștigătoare. Vremea nefavorabilă și temperaturile scăzute nu i-au împiedicat pe micuții jucători să evolueze la o formă maximă, reușind să se impună în fața echipei Argeș Viitorul 2 cu scorul de 1-0. Puștii de la Sport Kids Drobeta au făcut spectacol pe teren. Din tribune, părinții au susținut în permanență, cântând ca o adevărată galerie pe marile stadioane. Jocul copiilor în teren arată seriozitatea cu care tratează acest sport, munca pe care o depun alături de antrenori și pasiunea de sportul rege. Kids Drobeta Junior, da, turneu organizat de noi, semifinale Târgu Mureș cu Pitești 1, da, locul 3, Viitorul Pitești, în partea cealaltă finala mare, Sport Kids Drobeta cu Viitorul Pitești 2, bineînțeles, am câștigat noi, suntem bucuroși, suntem fericiți. Ne e drag că, eu știu, 3 zile de competiție, o competiție interesantă, frumoasă, cu generații bune, cel mai bune generații din țară. Mi-e drag că a primat fotbalul, adică rezultatele au fost undeva pe locul 2, sigur că da, acum cei mai buni au câștigat. Plus de asta că fair play-ul a fost așa pe toată durata turneului. Spectacolul a continuat și după încheierea partidei, micuții fiind în extaz pentru rezultatul obținut. Așa nu face fit! Așa nu face fit! A ieșit un peste mic! A ieșit un peste mic! Și pe coada lui scria! Și pe coada lui scria! Drobeta va câștiga! Drobeta va câștiga! Ole! 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 Drobeta! 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 Noi astăzi am jucat versus Argeș Viitorul 1 și am bătut cu 2-0. Acum, în final, am jucat cu Argeș Viitorul 2 și am bătut 1-0 și am dat și gol. Bravo! Cum ai dat golul? Cum dați golul, Badane? Am dat ultimul gol în ultimele secunde și am dat cu capul. Acest meci de astăzi a fost unul foarte bun, deoarece am bătut locul 1 din țară. Și este o mândrie a clubului. Meciul de astăzi a fost foarte strâns și sper că l-am bucurat pe domnul. Micuții învingători au fost primiți la vestiare de părinți și antrenori, fiind stropiți cu șampanie. Ca marile vedete, atmosfera a fost una incendiară. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost prezent la meciurile de fotbal, fiind alături de micuți pe tot parcursul turneului. Acesta s-a bucurat de victoria obținută de echipa Sport Kids Drobeta, întrucât reprezintă speranța că Mehedințiul poate avea în viitor o echipă de fotbal competitivă. Președintele a susținut întotdeauna astfel de competiții și sprijină tinerele talente din județul nostru, care își doresc să facă performanță. La turneu au participat echipe din Drobeta, Turnul Severin, Târgu Jiu, Craiova, Timișoara, Arad, Pitești, Târgu Mureș și Brașov.